succesiunea de coduri galbene și portocalii, dintre care unele s-au apropiat sensibil de culoarea roșie, au ținut în stare de alarmă toate instituțiile abilitate din județ, dar și populația. Căderile masive de ploaie, furtunile și grindina au devastat o mare parte a județului și au afectat până la această oră 462 de gospodării din 17 localități buzoiene. La nivelul județului Buzău, în perioada codului portocaliu, am avut afectate 17 unități administrativ-teritoriale, din care 2 municipii, 15 comune. Mai grav afectate au fost comuna Topliceni, comuna Avernești, comuna Săpoca, pe Valea Slănicului am mai avut Cernătești și în alte unități administrativ-teritoriale care nu au fost așa de grave ca primele 5. Curentul electric a mai fost întrerupt, chiar și în zona de câmp. Toate defecțiunile au fost remediate în scurt timp acolo unde am putut interveni. Au fost afectate de torenți 2 drumuri naționale și peste 80 de kilometri de drumuri județene, comunale și forestiere. Avariate au fost și 27 de poduri și podețe din județul Buzău. În comuna Vadupaș au fost 2 podețe luate de apă, primul de la Focșenei și al doilea tot din zona Focșenei, Gura Câlnăului. Comisia constituită prin ordinul prefectului s-a deplasat ieri la fața locului. Din primele evaluări s-a constatat că primul podeț este afectat pe o lungime de 20 de metri, iar din discuțiile cu primarul și cu alți factori interesați ca acest podeț să fie funcțional, o să înceapă lucrările, sau dacă n-au început, chiar de azi dimineață. Astăzi, la ora 9, pe unul dintre podurile de tuburi se circula deja. Primăria din Vadupașii are experiență cu acest pod, care este luat de râul Călnău la orice ploaie mai puternică, dar este refăcut de urgență cu ajutorul utilajelor unei balastiere din vecinătate. Apele care au năvălit în curțile și în casele oamenilor au distrus bunuri, au luat cu ele păsări și animale mici. În plus, au culcat la pământ grădinile și culturile agricole. Au fost calamitate peste 300 de hectare de teren agricol și 2 hectare de pășuni. Din fericire, nu au existat victime omenești. Nu au existat victime omenești, nu am avut persoane care au solicitat medicamente sau alte alimente. S-a pus problema evacuării unui bătrân de la Topliceni. Casa era din pământ sau din paiant, cum se spune, era afectată, dar exista și o posibilitate ca bătrânul respectiv să fie mutat într-o anexă a casei respective. N-a vrut să plece din locuință, dar dacă ar fi dorit să plece, primarul de la Topliceni i-a pus la dispoziție o încăpere din incinta unei școli, chiar din Topliceni. Comisiile mixte de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău au monitorizat zonele calamitate în fiecare zi și vor rămâne în alertă și în continuare, pentru că starea vremii continuă să fie incertă. Cetățenii ar trebui să cunoască că până la ora 23 în seara asta, județul Buzău este în cod galben. Izolat, apa ajunge și la 50 de litri pe metru pătrat. Poate că după aceste zile de spaimă și de distrugere, atât buzoienii cât și instituțiile abilitate vor trage învățămintele de rigoare și vor învăța să prevadă astfel de calamități și mai ales să prevină distrugerile materiale.